Iaca, oate cot și 8 martie. Eu nici n-am știut că a fost 8 martie. Înainte, când eram mai tânăr, de ziua asta, mi dădea ceva, ori de la colhoz, ori copii. Odată chiar și barbatniu mi-a cumpărat o pereche de tapușchi de 8 martie. Aha! Amus, mai zici că nu te iubesc. Așa i-a zis. E, dar eu nici nu zicem că nu mă iubește. Când mă ușidesc purca tu, apoi ne amintem de tapușchia și parcă îndura mai ușor bataia. Da, mă, la bătrâneță nu-și mai aduce nimeni aminte de mine. Da, 8 martie e ziua femeilor, nu a babilor. Iată, vecina mea, dacă e cu 15 ani, mai tânără ca mine. Așa un 8 martie frumos o avut. El la vreme s-a dat într-un partid, ala ista, alu Plaștaniuca ista. Primarul nostru e tot din partidul ăsta. Adică cum? El a fost și la Varoni, nu a fost și la Filat, dar muia e la Plaștaniuc. Eu în politică am înțeles un singur lucru. Principalul, să știi la timp să-ți schimbi partidul. Apoi ca el, primarul ăsta, le-a făcut 8 martie la femeile din partidul lor. Și încă unii le-au făcut. Noi în sat aici avem o casă de nunți. Apea ca el le-a făcut 8 martie în casa și de nunți. Și numai la femeile din partidul lor. A este aici în sat ca și cum îs pierdui sort. Sortul întâi. Și când ei ne-au zis duși la 8 martie, eu i-am spus, fa să aș fa. Dar poate să mă dau fa și eu în partidul ăsta a vostru. Nu de tot, nu. Numai pe o zi, ca să mă duc și eu la petrecere, fa. Iii, Chiochileană, noi babi în partid nu primim. Nici pe o zi, nici pe viață. Dar la votare, a să veniți să înșeriți votul, așa-i? Ei, lasă că atunci ți-o da niște zahar, un chel de oloi și n-ai să ai încotro. Hai să ne votez. Drept așa mi-a spus dracu. Și că așa masă bogată le-au făcut. Și cârnățuri, și bitoci, și maslini, și seliotcă, și băutură de toate felurile. Seliotcă a fost de două feluri. Deci e vargată, fără cap marinată și afumată. Dar eu chiar am rugat-o să-mi spui tot ce-a fost pe masă, ca și parcă îmi părie și nică, gustam din tot celea. După care zic, cum fac cârnățuri și cărnuri în postul mare? Ei, Chiochileană, parcă ma ta nu știi, că când îți dă pe degeaba, apuci de postul mare și de tot celea. Ca așa, insohlizit drept în față. Și ma ta nu tot ai uitat de post? Cum să uit fața așa? Dacă eu tot anul țin post, fa. Dar cum aș mai mânca și eu o rotișecă de cârnaț și o bucățică de siliotcă. Dar casa asta de nunți unde au făcut ei 8 martie se află drept în mijlocul satului. Și amu, când stochești omătul, apele o adus în mijlocul satului tot nămolul și tot glodul din tot satul. Și primarul ăsta, în loc să rânească glodul, el a făcut 8 martie la femeile de partidul lui. Și ca așa mai râdea lumea cum înnotau membrii de partid prin glod ca să ajungă la 8 martie. Dar lor șili, intrau acolo mozoliți de glod până în gât, și da, vai, guleai, că moldovanul ăsta așa-i, lui numai dă ceva pe degeaba, că uită și de poși și de tăt celea, și în stare să noate nu numai pe glodul cel mai mare, dar și prin ceva mai urât ca glodul.